Bună ziua, bine v-am regăsit din studioul ziarului Incomod. Astăzi o am alături de mine pe Corina Mitiță Vrânceanu. Bine ai venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Corina este hairstylist și are un salon în cartierul Mihai Bravo din Ploiești. Dar pe lângă acele coafuri clasice pentru care femeile vin tot timpul la salon, realizează și coafuri avangardiste, cel mai adesea în cadrul unor concursuri. Și cu acest subiect aș dori să începem emisiunea noastră și să te întreb ce poți să ne povestești despre aceste coafuri care sunt altfel, să le spunem. Nu cred că iese cineva pe stradă cu părul făcut așa, într-un fel. Da, nu iese nimeni pe stradă cu o coafură avantgard. Acestea sunt mai mult în cadrul unor show-uri de fashion sau show-uri de păr și sunt mult mai speciale, e mult mai multă muncă de lucru la ele. Nu știu dacă știai, dar era avantgardistă modernă a stabilit-o Pierre Cardin în cadrul unui fashion show cu colecția lui aceea cu costumele spațiale și de atunci toată lumea a început să facă acest gen de coafuri pentru că ele sunt poziționate în frunte sau pe cap. Asta se mai cheamă în teoria coafurilor, punctele astea din frunte și de pe cap, cel mai înalt punct al capului, se cheamă baroc. Deci coafurile în stil baroc de pe vremuri din anii 1700-1800, încă care erau foarte, foarte înalte și aveau foarte multe elemente, erau perucile acelea foarte grele. De acolo ne tot inspirăm, din ele ne inspirăm atunci când facem coafur avantgard. Ele se fac din păr 100% sau te ajuți de meșe. Meșele pot fi din păr sintetic, pot fi din materiale, fel de fel. Am văzut acum în ultima perioadă că se pun tot felul de alte materiale. De exemplu, când facem ceva gen eco, în mod Greenpeace. Da? Se pune plastic, se pune... Depinde ce semnal, vrem să transmitem. Da, exact. Cât de complicat este să faci o astfel de coafură? Cam cât durează? Este foarte complicat pentru că dacă lucrezi doar cu păr, durează între 3 și 4 ore, depinde ce lucrare vrei să faci. La ultima lucrare mi-a luat cam 3 ore și jumătate. Da, iar dacă folosești materiale, acestea trebuie prelucrate înainte și îți iau cam câteva zile să le pregătești. Da. Spuneai că aceste coafuri avantgard au apărut, au fost lansate, să le spunem, de Pierre Cardin. Așa că aș vrea să te întreb cum au evoluat tendințele de-a lungul istoriei, de la ce am pornit și la ce am ajuns în prezent, că se poartă, că este tendința anului, să spunem așa. Da. E o istorie foarte frumoasă a părului, a îngrijirii lui. Nu degeaba îi se spune podoaba cea mai depres sau podoabă capilară. Sunt date istorice, cum că acum 3-4 mii de ani înainte de Hristos, femeile chiar își vopseau părul. Da, avem... Cu ce? Din plante, cu extras din plante. Cum și bunica mea, de exemplu, străbunica mea, fierbea coajă de nucă sau coajă de ceapă, încă se mai vopsesc ouăle în ziua de azi cu metodele astea. Și, de exemplu, părul, de ce îi vine podoaba capilară? Nu existau veșmintele și femeile erau îmbrăcate în păr până să se facă veșmintele. Da, se mai spune că părul, de exemplu, este puterea unei femei sau a unei familii. Acum, în epoca modernă, nu mai e cazul, dar, într-adevăr, în momentul în care un trib cucerea alt trib, se uita după femeia care are cel mai lung păr. Însemna că acea femeie este nevasta căpeteniei. Dacă o omora pe ea, îi omora și lui puterea. Da, într-adevăr, coafurile au evoluat, este o istorie extraordinară și foarte neaccesibilă nouă.
trainerul meu, mentorul meu în coafuri, dânsa este din Chișinău și chiar îmi povestea că are cărți în limba rusă despre istoria coafurilor. La noi în România nu prea se găsesc, nici măcar în școli nu sunt materiale care să te învețe lucrul ăsta și e păcat. Dar mai găsim pe internet, mai spicuim de colo-colo. Iar ca și tendințe, că mă întrebai, acum m-a revenit moda retro, se poartă elemente retro. Uite, de exemplu, am fost surprinsă când anul trecut sau acum 2 ani, o melodie de-a lui Cristian Vasile a fost preluată și, da, făcută în stil modern. Așa e și aici. Deci sunt elementele astea retro-antologice. Și noi ne aducem aminte cu plăcere de anii 20-30, când femeile, ca să-și facă o buclă, val sau să stea părul mai mult timp, nu numai că foloseau bigudiurile, dar ca și produs de styling era gelul făcut din semințe de in. Puneau la muiat semințele de in de cu seara, erau rețete speciale și nu prea erau divulgate așa, după care se storceau într-un tifon. Apa rămasă se punea la fiert la foc mic, 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 se făcea ca o gelatină, se putea adăuga și gelatină, se puteau adăuga și uleiuri esențiale, adăugau și coloranți alimentari, adică existau Era întreagă soluții și muncă. atunci, da, era o întreagă muncă și se făcea tehnica finger waves, adică cu degetele, nu existau alte instrumente. Se puneau piapță, ni se puneau clipsurile și se formau buclele acelea foarte, foarte strălucitoare și gelate. Dar se putea lăsa la uscat și apoi veneau cu peria, cu piaptănul și îl pieptănau. Da, e foarte frumos și interesant așa. Anul acesta, 2024, ce se poartă în materie de păr? Anul acesta se poartă coafurile mai legere. Se poartă puțin coafurile messy, da, dar foarte aranjate, nu Răvășit, extrem dar de totuși pieptănat. ciufulite, da. Și se poartă foarte mult și coafurile structurate, care vin mai mult din Rusia. Chiar aș vrea să discutăm imediat și despre îndreptarea părului, dar până atunci mi-a atras atenția ceva ce ne-ai spus tu, să dăm șamponul doar pe rădăcina părului. Ce facem cu lungimile? Le clătim doar cu apă sau cum e necesar să spălăm lungimea firului de păr? Da, în momentul în care șamponăm scalpul, rădăcinile, la clătire, șamponul acela care se scurge pe lungime este suficient. Putem să ne spălăm o dată, de 2 ori, de 3 ori cu șampon, de câte ori simțim nevoia, pentru că depinde de scalpul fiecăruia. Sunt probleme de încărcare cu sebum, poate avem, știu eu, dermatite, cojițe, mătreață grasă, slabă și așa mai departe, și atunci este nevoie să folosim alte șampoane. Acestea, șampoanele tratament, necesită o îngrijire mai specială și le putem folosi de 3 ori. Și în secunda în care clătim, lungimea se spală și ea, nu e nicio problemă. Și ca să revenim la îndreptarea părului, este o soluție alternativă, eu știu, un tratament cu keratină sau face mai mult rău firului de păr? Da, acum eu sunt fan tratamente de îndreptare, sunt fan tratamente de restructurare și regenerare. Am tot felul de soluții de ultimă generație în salon. M-am documentat ani întregi despre aceste soluții. Chiar am cunoscut oameni wow de pregătiți în domeniu, cu cursuri în Paris, cu cursuri în Israel, la Institutul de Cercetare Biochimică Moleculară a Firului de Păr, care asta au făcut. Au studiat ce fac aceste substanțe pe firul de păr în timp. Eu lucrez cu un brand care se bazează pe îndreptare cu nanoplastie hibridă.
Și ele nu mai sunt pe bază de formaldehidă. Acum câțiva ani și încă sunt pe piață tratamente de îndreptare pe bază de formaldehidă. Acestea în timp uzează firul de păr. Cercetătorii spun că distruge stratul de lipide. Și astea noi sunt pe bază de aminoacizi, de acizi. Aminoacizii hrănesc firul de păr, sunt pe bază de silicon extrași din plante și nu chimic. Și știm cu toții că produsele pe bază de silicon închid foarte bine, sigilează foarte bine cuticula. E din cercetări și din studii s-a stabilit că ele nu numai îndreaptă firul de păr, ci realizează și o tratare cu peste 30-40%. Tratare ce înseamnă? În momentul în care tu folosești placa 2-3 ani pe firul de păr, el este distrus din punct de vedere celule, da? Îi dispar lipidele, îi dispar aminoacizi, îi dispare o parte din keratină. Știm cu toții că peste firul de păr este format din 80% keratină. Îi distruge aceste celule. Așa cum noi distrugem celulele de melanină când vopsim sau când decolorăm, așa și aceste procedee termice folosite în timp îndelungat distrug firul de păr. E, aceste tratamente ce fac? Vin și încarcă cu tot felul de elemente nutritive firul de păr. De aceea sunt fanul lor, eu le folosesc în salon de peste 5 ani. Acum am descoperit alte două branduri wow, unul fabricat în Brazilia, este un brand nou din 2017, bazat pe nanoplastie hibridă, care nu are doar tratamente de îndreptare, ci și tratamente de refacere a structurii interne, dar la rece. Ce înseamnă la rece? Asta de keratină știm cu toții că se fac la cald, adică folosim placa și le sigilăm acolo, da? Căldura plăcii introduce elementele în cortex, ce face? Lucrează asupra arcului, îl îndreaptă și așa mai departe. Celelalte, pe bază de hidratare, restructurare, umplere, se fac la rece, nu folosim placa sau poate cel puțin la 140 de grade, dăm o dată, să închidem noi cuticula și așa mai departe, dar ele se fac la rece și se vede încă de la prima utilizare cât de bune sunt. Eu am foarte multe cazuri în salon cu păr distrus, rupt, într-un stadiu de degradare 3-4 sau chiar 4-5. Asta ce înseamnă? Că atunci când părul este ud, pentru că el, atunci când e uscat, nu-i vezi stadiul de degradare, dar e stilizat. În momentul în care bagi o clientă în scafă și o speli și dacă începi să tragi de firul de păr, acesta, în funcție de tensiunea pe care o aplici, dacă se rupe foarte ușor, e într-un stadiu de degradare 4-5, dacă e ușor gumat și așa mai departe, da? Ne dăm seama cât este el de degradat. Vin la mine cu păr care se rupe foarte ușor. Nu se poate face un tratament de îndreptare pe un astfel de păr și atunci există planuri de tratament, scheme și soluții pe care le discut împreună cu clienta și împreună în funcție de bugetul fiecăruia, pentru că, într-adevăr, aceste soluții sunt foarte scumpe, sunt premium și poate nu ne permitem. De asta spun că este în funcție de buget și de ce își permite fiecare și stabilim o schemă de tratament. După 3-4 astfel de tratamente de restructurare, firul se întărește wow! Deci nu-ți vine să crezi cât sunt de bune. În condițiile în care nu ai făcut sigilare cu placa, deci ele sunt la rece. Și bineînțeles că atunci când clienta vede de la primul tratament că al ei fir de păr chiar capătă o rezistență și o altă putere și un alt aspect, atunci le convingi că este soluția ideală pentru părul lor. Da. Iată, așadar că și în acest domeniu apar tot felul de inovații. Mai avem și alte noutăți revoluționare apărute recent?
Da, sunt inovații și în styling, în produsele de styling, în produsele de leave-in. Acum 10 ani eu habar n-aveam ce e la leave-in. Deci eu nu știam să folosesc un leave-in și sunt blondă de la 20 de ani. Nu m-a învățat nimeni în saloanele în care mă duceam, și nu în Ploiești, în București mă duceam, că acolo lucram, nu m-a învățat nimeni cum să mă îngrijesc părul. Inovația în acest domeniu este însă și educația hairstyliștilor, care s-a modificat. Eu investesc continuu în educația mea. Este un plus valoare pe care îl aduc pentru cliente în mod special. Este o bază de date extraordinară și avem niște mentori extraordinari, atât pe partea de tunsoare, culoare, coafură, dar și pe parte de comunicare. Pentru că, să fim serioși, hairstyliștii, coaforii, frizerii de pe vremuri chiar nu învăța nimeni nimic. Da. Ei învățau să comunice pas cu pas, așa, din lucru de zi cu zi cu clientul. Acum nu mai este așa. Acum sunt tehnici de personal branding, cum să te promovezi, cum să fii mai vizibil. În toți marii mentori aduc invitați și pe aceste subiecte. Da? Asta este practic inovația din ultimii 5 ani. Ce se întâmplă în saloane nu mai este o simplă aplicare de vopsea și gata, ai plecat, am încasat. Nu. Acum, cel puțin eu, asta și ca o paranteză, într-adevăr am avut un alt avantaj față de alți hairstyliști pentru că provin dintr-un alt mediu și atunci orientarea mea a fost de la început către client. Dar se schimbă mentalitatea și am colegi extraordinari de talentați și de pasionați și minunați și care au înțeles că în primul rând trebuie să te gândești la client și cum să-i satisfaci nevoile, că despre asta e vorba. Aș vrea să te mai întreb un lucru despre păr. Problemele firului de păr pot indica cumva și o problemă de sănătate și la ce semne ar trebui să fim atente? Da, într-adevăr, există un mare semn de întrebare și observ în rândul adolescenților, sunt supuși acum generația, am și o fetiță de 12 ani, și Mulțumite. generația lor este mai mult pe partea asta de anxietate, de depresie. De unde vin asta? Vin din aspectul exterior, pentru că asta este ceea ce se promovează și asta văd pe social media, da? Imediat, cum nu le stă părul bine, cum apare un coșuleț, cum ceva, vai, s-a terminat, s-a rupt Tragedie. firul, pică cerul pe noi. Da, și din păcate, toate stările acestea de anxietate, de depresie, toate dietele pe care le țin, că foarte multe adolescente sau tinere țin diete destul de cum, agresive, Agresive. da? Atunci se văd pe firul de păr, pe păr. Cu siguranță și atunci când suntem foarte bolnavi, se vede pe firul de păr. Când, după ce naștem și alăptăm, na, toate mămicile știu că e normal să ne cadă părul când alăptăm. Asta ce înseamnă? Că se intervin modificări hormonale, organismul ia de unde? De la păr și piele și începe părul să ne cadă, să se deshidrateze, să se rupă foarte ușor, schimbă chiar și structura și culoarea. Foarte multe din clientele mele îmi spun: mamă, în tinerețe eram așa de deschisă la păr și acum uite ce neagră sunt. Lucru pe care dacă nu mi l-ar fi spus ele, nici nu știam că se întâmplă așa ceva. Și e foarte interesant că trebuie să cerem ajutor și trebuie să întrebăm specialiștii,
atât medicii dermatologi, cât și poate și noi, herstiliștii, cu siguranță noi știm să îi îndreptăm către dermatologi, pentru că se fac teste, analize și e bine să vedem ce ne lipsește, pentru că degeaba ele se duc și-și cumpără fiole sau tot felul de șampoane sau tot felul de alte vitamine, dacă nu facem analize și dacă nu întrebăm un specialist. Și mie degeaba ele îmi cer să le repar părul dacă ele nu fac ceva și pentru interior, știi? Da. Aș vrea să spun o ultimă întrebare în această emisiune și din nou mă leg de ceva ce ai spus tu mai devreme. Spuneai că provii din alt mediu. Aș vrea să te întreb din ce mediu provii și cum te-ai decis să faci schimbarea, să devii herstilist, să-ți faci un salon, să îți schimbi total viața, bănuiesc. Da. Mi-am schimbat total viața, nu a fost ușor. Eu, de când am terminat facultatea, m-a dus valul așa, mai mult prin multinaționale am lucrat, începând cu ING-uri, terminând cu Colgate-Palmolive, unde am stat aproape 9 ani de zile. Și m-am format așa mai mult spre vânzări, spre achiziții, spre marketing. A fost o carieră extraordinar de frumoasă și nu îmi pare rău că am ajuns aici sau că am făcut-o pe aia. Schimbarea s-a produs când în compania mea începuseră să se facă restructurări, ca de altfel în orice mare companie la un moment dat. După aceea noi ne-am gândit să emigrăm, să plecăm. Aproape toți colegii noștri de generație sunt pe afară, nu prea mai e nimeni pe aici. Și mă gândeam, mă, ce să fac acolo, că nu vreau nici să fac contabilitate, nici să mă închid într-un birou. Nu mi-a plăcut niciodată munca de birou, să mă țin închisă undeva. Și la îndemnul fostelor mele colege, pe care le tot coafam când plecam cât un team building din commercial meeting, mai plecam, mai luam o placă, mai împleteam, mai... Dar n-am avut așa chemare sau pasiune vreodată să zic, ba, mă, eu mă apuc de păr. Nu, niciodată. Și la îndemnul lor am făcut un curs și, într-adevăr, chiar m-am îndrăgostit de ce se întâmplă cu părul, ce poți face cu părul, aspectul. Și începând să lucrez în salon, mi-am dat seama că mi-aduce o bucurie sufletească enormă. Ce? Zâmbetul, îmbrățișările clientelor, faptul că poți să schimbi aspectul și viața cuiva. De în general, femeile când vin pentru prima dată la coafor, vin după un necaz, după o traumă, după o boală. Niciodată nu vin, bine, o parte din ele, da? Da. Hai să nu le generalizăm. Dar majoritatea vin să facă o schimbare. Nu știu, că ți s-a întâmplat și ție, nu? Ai trecut printr-o chestie, nașpa, bă, ce să fac mai întâi? A, am schimb părul, mă Mă tund, tund, mă fac ceva, vopsesc. ceva trebuie să fac. Da. Și în momentul în care le simți împlinite și fericite și este cea mai mare bucurie. E enorm. Foarte interesant ce ne-ai povestit. Mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezența la emisiune. Îți dorim mult succes și te mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru invitație. Cu A fost mare o drag. plăcere, am avut emoții, recunosc. Și sper Da, să le-ai revin cu drag. gestionat. Da, mulțumesc. O să revin cu mare drag ori de câte ori mă veți invita, pentru că subiectul păr e vast și mare. Mulțumim frumos. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne urmăriți și vă doresc o zi plăcută în continuare.